Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face ruladă cu frișcă și mandarine. Are un pan de șpan pufos de vanilie, frișcă și mandarine din compot. Un desert atât de fin și aromat. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Pentru blat vom avea nevoie de 5 albușuri, 5 gălbenușuri, 5 linguri de zahăr, 5 linguri de făină și un plic de 8 grame de zahăr vanilinat. Într-un bol punem albușurile și le batem spumă cu mixerul. Când sunt bine spumate, putem începe să adăugăm zahărul treptat, mixând continuu. Apoi adăugăm gălbenușurile, zahărul vanilinat și făina. Omogenizăm totul bine. Punem compoziția obținută într-o tavă cu dimensiunea de 43 × 30 cm, unsă cu lei și tapetată cu hârtie de copt. Dăm blatul la copt la 180 de grade Celsius pentru aproximativ 30-40 de minute sau până când devine auriu deasupra. Când blatul este copt, îl scoatem din tavă și luăm hârtia de copt jos. Întoarcem blatul și îl rulăm strâns tot în hârtia de copt. Îl lăsăm la răcit. Pentru umplutură vom avea nevoie de 200 de grame de mandarine din compot scurse de lichid și 250 de ml de frișcă lichidă. Când blatul este rece, putem bate frișca spumă cu mixerul. Întindem frișca peste blat și punem felii de mandarine. Rulăm rulada strâns. O lăsăm la frigider o oră, după care o pudrăm cu zahăr. Rulada este gata. Priviți cât de bine arată. Acum o putem tăia și servi. Blatul este foarte pufos. Totul are un gust foarte bun și aromat. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și mă aștept și data viitoare!